stă, îi place foarte mult să fie alintat, așa, pentru că nu l-a alintat nimeni în pădure, dar e destul de stresat. E un exemplar mare și n-a avut niciodată în captivitate până acum. E o premieră, e prima oară când văd o astfel de pasăre atât de aproape și nu mă așteptam să fie atât de prietenoasă, nu? Bine, nu e foarte prietenoasă, dar oricum s-a adaptat foarte ușor situației ei. Nu îi dau nume ca să nu mă atașez, pentru că va urma să-i dăm drumul. Și dacă îi dăm nume, ne atașăm și o să fim tentați să-l păstrăm. Deja simte mai bine, deja întinde ambele aripi. Pasărea era rănită și a fost găsită de cadrele medicale în curtea Spitalului Județean Neamț. Nu știau unde să o ducă și i-au dat-o lui Robert Iosub, un jurnalist din Piatra Neamț. Bărbatul a căutat un medic veterinar să vadă exact ce are și de ce nu mai poate zbura. Am dus la veterinar, veterinarul l-a palpat peste tot și a văzut că nu are niciun os rupt. Deci e vorba de o luxație sau ceva care își revine într-o săptămână, două. Eu am mai avut cuhurez, bufniță, e complicat de catalogat. Am mai avut un astfel de animal de pradă pe care l-am ținut în jur de două luni de zile până ce și-a revenit. La grădina zoo nu sunt primite păsări din cauza interdicției de la DSLV pe gripa aviară și pe alte boli cu transmitere prin păsări. Și era exista riscul, neputând să-și ia zborul din curtea spitalului, să fie atacat de câine comunitari în acea zonă. Nimeni nu vrea să-l ia, era destul de agresiv. A trebuit să-i punem o pătură în cap să nu mai vadă nimic ca să-l luăm. Și cum nu avea unde să o ducă, a decis să-i facă un culcuș în redacție. I-au adus o păturică, un vas mic pentru apă, ba chiar și o scorbură, numai ca pasărea să se simtă mai bine. O să stai? Nu mai fi nervos. Apoc-te bine. Apoc-te doar că nu-i faci să iei ziua de la lumină. Vă ajută la articole? În fiecare zi. Go. Bufnița s-a adaptat și a mâncat un pic de carne, ba chiar a reușit și să doarmă puțin. Nu, eu dai pe la cioc. E ora prânzului? Asta înseamnă că mai vrea. Mănâncă doar carne crudă. Robert recunoaște că această pasăre este foarte violentă, însă nu este teamă. Ba mai mult, o alintă ori de câte ori are ocazia. A început să se simtă mai bine și foarte se mișcă foarte mult. Devine agitat. Stai, stai. Ușor, nu te-a rămas tot. Gata, mă, gata. Hai să te țin. Gata. Are o forță destructivă foarte mare. El mănâncă doar carne. Este animal de pradă. Dar restul este de docil. Nu sare aiurea la nimeni decât în scop de apărare. Colegii sunt bucuroși că au un ajutor la știri și chiar îi satisfac toate poftele. I-am adus niște bucățele de piept de pui. Am înțeles că ar avea nevoie și de animăluțul întreg, cum ar veni pentru digestic. Ele mănâncă păsări mai mici, șoricei. Nu e foarte liniștită. Am mai auzit-o mergând pe parchet, adică se aude foarte tare când merge. Bufnița va reveni în pădure în 2-3 săptămâni, atunci când își va reveni complet și va putea zbura.